Salutare jupânilor, eu sunt Cocomin și bine v-am regăsit la un nou video de pe acest canal. Astăzi ne vom juca Farming Simulator 19, iar acesta este un nou episod din seria noastră de roleplay pe Dumești. Ei bine jupânilor, înainte de a începe acest minunat episod, v-aș ruga tare tare mult să apăsați butonul de subscribe pentru a ne strânge cât mai mulți jupâni pe acest minunat canal de YouTube și pentru a ne crea o comunitate cât mai mare. Așa că haideți să trecem și noi la episod. După cum puteți vedea jupânilor, sunt la pădure. Am zis că trebuie să vin într-o zi la pădure să mai aduc niște lemne, că mai am niște comenzi de dus la niște oameni prin sat. Și până la urma urmei am reușit să ajung astăzi. Mai am un buștean aici pe care trebuie să-l încarc în camioneta de la primărie. Așa că haideți să începem treaba. Bine că eu sunt de ceva mai mult timp aici și am reușit să încarc și eu în camioneta asta cu tractorul neapostică ceva bușteni, dar ar mai trebui să mai aduc, așa că, nu știu, următoarea zi, cred că, nu știu când să mă duc, ori sâmbătă în weekend, dacă nu, când o să am timp, ori dacă nu, zilele următoare, săptămâna viitoare, dacă nu, să văd când o să pot și eu. Să punem noi bușteanul ăsta aici, văd că cam face figuri și nu vrea să stea. Dar trebuie să-l facem cumva să stea și el în camionetă. Bun, hai că stă. Acum o să parchez tractorul unui acostic aici pentru că o să-l duc eu acasă mai pe seară. O să opresc tractorelul și ia să trag și ușa, să mă dau și jos. Bineînțeles, acum să duc și camioneta la primărie, ia să vedem. Să-i dăm o legătură aici, ani nu știu cum să fac, cred că am să-i dau o legătură direct, dacă nu de pe partea cealaltă, ia să mă sui hop. Și să vedem, acum mai dăm una aici, mai dăm o legătură aici și încă una sus, acolo de tot. Bun, păi haideți să pornesc eu la drum, să mă sui în camionetă. Hai că am legat totul bine, zic eu, acum stă perfect. Și să pornesc camioneta și direct spre primărie. Trebuie să fac și cursa cu autobuzul imediat după ce o să revin de la primărie. Că am și până la primărie ceva de mers. Așa că trebuie să puțin să ne grăbim că imediat trebuie să mă bag pe autobuz. Trebuie să fac din nou cursa pentru că nu este șoferul disponibil astăzi. Bine, nu este la cursa asta de disponibilă, dar în restul zilelor a fost disponibil. Dar na, iau și locul, mai țin și locul puțin pentru că na, trebuie să ne ajutăm până la urma urmei și trebuie să dăm de dovadă de omenie, să zic așa. Acum aia să numânăm puțin și noi camioneta până la primărie, e destul de încărcat destul de mult și trebuie să o lăsăm puțin mai lejer pentru că nu vrem cumva să ne răsturnăm pe aici peste șinele sau peste sau prin pod acolo de la pe podul de la Dumești. Nu vrem cumva să ne răsturnăm în pod cu tot cu camioneta de lemne. Așa că o lăsăm puțin și noi mai lejer. Măcar în curbe, dacă pe drum drept nu. Măcar în curbe, că acolo e cea mai mare bubă, să zic așa. Pe curbe și la ce suspensie avem și noi pe camioneta asta și ce arcuri avem. Vă dați seama, la direcție te cam fură, să zic așa. Te cam fură. E și vechi. Na, n-avem ce să facem. Ne obișnuim și noi cu ce avem. Dar, na, pe viitor poate o să mai cumpărăm o altă camionetă mai funcționabilă mai mult, să zic așa, mai bine funcționabilă. Altcumva nu prea am cum să mă exprim. Da, una mai bună, mai nouă, asta mă gândesc să cumpăr, dar o să văd. O să văd pe viitor când o să mai strângem niște bănuți în primărie, în buget acolo și să mărim bugetul cât mai mare. Acum să terminăm și cu șantierele pe care le-am început. Să le ducem până la capăt. Băieții de la complex vor și ei să își facă o altă bază, o nouă bază pentru ferma lor.
tocmai pe deal în partea cealaltă, dar e mult de muncă și acolo. O să-i ajut eu cu ce pot. Dar da, o să vedem, o să vedem, pentru că bani mulți o să se stoarcă, să zic acum, în următoarele săptămâni, în următoarele luni, și bugetul primăriei o să se micșoreze puțin, dar bine că lunar o să intre bani, dacă nu o să ne împrumutăm și de la județ, nu o să fie problemă. Hop, pe aici e dita mai curba și aici trebuie să lăsăm ușor. Am spus, suspensiile astea cam nu prea rezistă la o greutate atât de mare. Și după cum v-am spus, trebuie să mă întorc. O să iau dusterul de la primărie ca să mă întorc mai repede, că până la stână sau până la fermă pe jos iar mai îmi iau ceva timp. Ia hai să înmânăm puțin noi aici. Hai că se poate să înmânăm. Și direct dăm un semnal și băgăm camioneta tocmai pe la primărie aici, nu, curte. Ia să vedem. Hai, urcă. Hai că urcă, cum să nu. A urcat dita mai podul de la Dumești. Hai că îl las aici. Îl las aici. Mă dau jos. De descărcat o să descarc eu când o să mă întorc. Acum să iau dusterul. Să iau dusterul și să mă duc să fac cursa de care vă spuneam. Ia să-i dau acum înapoi. Ușor îi dau de tot, pentru că nu vrem să lovim dusterul ăsta. Da, de reparat tot din banii primăriei o să se repare. Dar dacă e vina mea la vreun accident, din buzunarul meu, ia să zic așa, și bag în primărie. Din buzunarul meu și, na, nu ne convine, așa că trebuie să avem puțină grijă cu el. Chiar dacă e duster Dacia, vorba aia, toate materialele sunt scumpe, na, într-adevăr. La Dacia, na, e mai ieftin decât la alte mărci, să zic așa. Dar tot, sunt bani aruncați așa și nu vrem să îi aruncăm degeaba, așa că trebuie să fim și noi atenți la drum, să nu intrăm în vreun pod sau ceva, într-o capră de pod, că s-a dus bara de pe față la Duster. S-a dus bara de pe față și vă dați seama că trebuie să-l băgăm în reparație. Na, Dusterul e relativ nou, e 2019, e tot ce trebuie, vă dați seama, e foarte, foarte bun. Și motorul, nu mai spun, e chiar ce trebuie. Pentru treburile pe care le facem noi zi de zi prin primărie, că ne plimbăm de colo-colo, motorul ăsta e bun, nu consumă foarte mult, așa că pentru ce să luăm motoare mai mari dacă la primărie nu facem nimic cu ele? Așa, dacă ne luăm un buldo sau ne mai luăm o altă dubiță sau o rabă, să zic așa, mai mare decât cea pe care o avem acolo, acum vă dați seama că alea consumă. Și dacă vrea cineva să construiască ceva cu utilajele primăriei, o să le închiriem, bineînțeles, și banii din utilajele alea o să vină în primărie. Așa că de aia m-am gândit să cumpărăm și un buldo și o rabă pentru primărie, bineînțeles, avem acolo, pentru că e nevoie. Și vă dați seama că așa se mai fac câte un bănuț în primărie. Mai închiriem la alte firme, mai închiriem la alți oameni și facem bănuț. Acum ia să mă sui și eu în autobuz. Bineînțeles, e același autobuz, să mă sui, că oamenii văd că așteaptă. Trebuie să-i duc, bineînțeles, din stație în stație, cum am făcut și tura trecută. Dacă pornesc puțin, o să las câteva secunde să se scurgă uleiul, tot ce trebuie, motorina să se ducă bine și o să pornesc la drum. O să trag ușile deocamdată și hai să pornim. L-am lăsat câteva secunde. Da, n-am mai fost tot de astăzi, de azi la ora 11 n-am mai fost pornit, a fost lăsat aici într-o mică autogară, să zic așa, pe care o avem la magazin aici. Dar oricum, autobuzul ăsta zic eu că mai ține încă vreo 5 ani de zile fără să fie schimbat. Bine că dacă mai e vreo problemă la el, umblăm, nu-i problemă, îl băgăm în service. Dar dacă e o problemă foarte mare și foarte costisitoare, n-are rost și îl vindem. Dar eu zic că mai ține vreo cel puțin 5 ani de zile la cum se mișcă.
Acum ia să oprim aici în stație. Prima stație la Nea Vasilică la bar. Aici oprim ușor, ușor. Să deschidem ușile, să coboare toți oamenii care vor. Și asta e treaba și cu autobuzul. Ia că aici a coborât doi băieți. Bineînțeles, a dus la bar la Nea Vasilică, mai beau și ei câte o bere, păi da. Și acum să vedem, următoarea stație este după pod. Este după pod exact lângă Nea Eugen acolo. Trebuie să oprim. Și tot așa, până la stația de viitoarea stație de benzinărie. Acolo e ultima stație și să zic așa, se oprește programul pentru autobuz. O să trebuiască să mai mergem puțin în vizită pe la fabrica de pâine. O să trebuiască să mergem acolo neapărat în vizită în următoarele zile, pentru că să vedem ce mai este și pe acolo. Să vedem ce mai este, pentru că n-am mai fost de vreo câteva săptămâni și trebuie să mai mergem puțin în inspecție. Na, eu fiind și primar, să nu fie vreun control și după aia să cadă pe capul meu, să zic. Că v-am spus, n-a fost de câteva săptămâni și trebuie să mergem neapărat. Dar o să merg eu, o să merg într-o zi și o să vă iau și pe voi ca să vedeți care e treaba pe acolo, ce se mai învârte pe la fabrica de pâine. Eu zic că totul e în regulă, directorii, inginerii nu mai au anunțat de ceva, de vreo problemă mare, așa că trebuie să fim calm, pentru că, adică, na, sper să nu fie nicio problemă, dacă nu m-au anunțat inginerii sau directorii de acolo. Că sunt doi directori și vreo câțiva ingineri la fabrica de pâine, pentru că e destul de mare și lucrează în jur de vreo 100 și ceva de oameni, cu inginerii, vreo 10 ingineri, vreo 2-3 directori, parcă, de fapt nu, sunt 3 directori pe care îi cunosc și 100 și ceva de angajați. Bineînțeles, îi cunosc cam pe toți, pentru că sunt din comună de la noi, din Dumești, și îi cunosc, au mai venit vreo 15 oameni și din altă comună, vecină cu comuna noastră Dumești, așa că bine că vin și se umple și satul. Dintre cei 15, doi s-au mutat în comună. Eu zic că e destul de bine. Mai mărim și satul Dumești și toată comuna, bineînțeles. Foarte bine că, adică, eu zic că am făcut o strategie destul de bună. Strategie. Am făcut un lucru destul de bun, că am ridicat fabrica aia și într-un timp record. Deci, într-un timp destul de scurt am ridicat fabrica respectivă. Produce acum pâine, bineînțeles, de acolo și lunar intră bani pentru primărie. Și de aia tot încep eu șantierele, pentru că dacă vin bani lunar de la brutărie, de la fabrica de pâine, nu are rost să nu-i cheltui, să las acolo în primărie. Acum nu prea mai avem bani în buget la primărie, nu prea mulți, mai avem încă 100 și ceva de mii de euro, mă refer, și vă dați seama că nu e o sumă foarte mare, dar luna viitoare să vedem câți bănuți o să scoatem de la fabrica de pâine. Și în funcție de câți bănuți scoatem la fabrica de pâine, o să începem și alte lucrări prin comună. Poate canalizare sau poate altceva, ceva mai ce e nevoie. Canalizare e nevoie cel mai mult. Și eu zic că luna viitoare o să începem, pentru că la brutărie acolo nu am fost eu de mult, adică de mult, de vreo câteva două săptămâni n-am mai fost, dar am văzut că mașinile de pâine intră, iese, adică înseamnă că e comerț ceva, e comerț. Noi exportăm și în alte județe, exportăm și în alte comune, așa că comerțul cu pâinea merge. Nu e degeaba vorba aia, merge, se vinde ca pâinea caldă. Pâinea este bună, de aici iau și eu de la brutăria asta, magazinele din sat tot de aici iau, la un preț destul de mic și numai bine.
Nu, mai bine e așa. Ia că am oprit și în stația la școală aici. La școală ar mai trebui să plantăm niște flori, să mai plantăm niște brăduți. O să plantăm în curând. Dar o să ne ocupăm de toate, o să ne ocupăm de toate pe rând. Deci stați pe fază că vor urma, v-am spus, episoade din ce în ce mai interesante pe acest canal. Ia că mai avem o singură stație și după aia am terminat și cursa cu autobuzul. Ia că mai avem ultima stație aici la la stația de benzinărie, la viitoarea modernă stație de benzinărie. Bine că nu va fi una foarte mare, cum vedeți pe la ora sau ceva de genul, dar oricum va fi foarte va fi foarte frumoasă, pentru că va fi ceva puțin mai mic, dar modern, puțin modern, să zic așa. Față de alte stații de benzinărie din câte ați văzut în alte comune. Bun, ia că opresc aici, să dau pe avarii și să deschid ușile. Aici o să coboare ultimele persoane. Atât. Și cam asta e. Mă dau și eu jos să văd ce au mai făcut băieții pe aici. O să las deocamdată autobuzul pornit să se mai coboare lumea și ia să vedem ce au mai făcut băieții. Bine, au turnat pe aici. O să trebuiască pe aici să mai construim ceva. Să vedem, oare să scoatem alea, nici nu știu. Să scoatem alea, acolo este o hală. O să vină parcări, o să vină magazinul, un mic market cu un mic market cu de-astea diverse produse, vă dați seama, ca la o benzinărie. Și bineînțeles pompele de benzinărie, de motorină, de gaz, ce mai este, GPL. Și o să fie foarte interesant, așa că stați pe fază. Cam atât a fost și cu acest minunat episod. Eu o să trebuiască să mă duc să duc autobuzul înapoi. Văd că au mai rămas vreo câțiva oameni, cred că s-au mai urcat. O să duc bineînțeles autobuzul înapoi. Acum să dau cu spatele și eu. Să dau cu spatele că trebuie să ies de aici neapărat. Ia să vedem. Hop, 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 hop. Ușurel, ușurel. Stai, că n-am luat-o bine. Acum iau așa. O iau așa, perfect, o să o scot. O să scot dita mai autobuzul. Așa, perfect. Păi da, cam atât a fost, jupânilor, și cu acest minunat episod. Sper că v-a plăcut. Nu uitați să lăsați un mare, mare like și un subscribe ca să ne strângem cât mai mulți jupâni pe acest minunat canal YouTube. Pe data viitoare vă urez numai bine și noi ne vom revedea, bineînțeles, în următorul episod.